Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Sunt domnul Puzzle sau pe nume de vrat Cristian Leana, iar în video de astăzi vreau să vă arăt ceva super tare. Un abonat al meu a făcut portretul logo-ului de pe canal din 36 de cuburi Rubik. Și eu să vă las acum filmarea pe ecran. Uitați să vedeți cât de tare a ieșit. O pun aici într-o parte. Observați că el a folosit gen culorile alb și roșu pentru a scoate în forma literelor din canal, DP. Și a folosit, stați să vă arăt ce a folosit, un astfel de set din 36 de cuburi Rubik. L-a achiziționat de pe genios.ro, site-ul pe care îl administrez. Știți prea bine, cei care mă urmăriți, costă 325 de lei un astfel de set și conține 36 de cuburi. Ia să-l desfac și să vă arăt să-l vedeți. O secundă și pe lângă asta vreau să vă arăt încă ceva, deoarece de-aia am făcut video acesta. Partea cea mai tare este că mai am ceva să vă arăt, tot legat de acest set. Uitați. A folosit un astfel de set din 36 de cuburi. Vedeți? 36 de cuburi individuale. Pentru cei care nu știți video, uitați. 36 de cuburi care se rotesc și puteți să faceți orice imagine din ele. Vă dați seama, puneți cubul la loc așa, în formă și să face imaginea din pătrățele colorate. Iar acesta este folosit pentru a scoate cuburile din formă. Așa. Dar ce vreau să vă arăt, partea cea mai tare, este că acum pe Genios am adus așa ceva. Am adus un set din 100 de cuburi. Uitați, aici scrie 100 de cuburi, 10 pe 10 cuburi. Vedeți? 900 de pixeli. Acesta are doar 300 de pixeli. Stați așa, are 36 de cuburi, deci acesta este cam de 3 ori mai mare. Și acesta îl găsiți tot pe genios.ro, e 775 de lei acesta. Este, cum să zice, cam 7 lei pe cub, 8 lei pe cub, că sunt 100 de cuburi aici. Și haideți să-l desfac să vă arăt. Încet așa. O secundă, mai un pic și gata. Abia aștept să-l văd și eu. N-am desfăcut niciodată așa ceva. Am zis că aștept să mă uit cu voi aici. Uitați! Este uriaș! Uitați cât este pe lângă acesta. Stați să dau și acestea la o parte. Uitați cât este! Da, am și pus camera așa sus. Probabil v-ați întrebat la început de ce e camera așa sus. Domnul Puzzle nu filmează de obicei așa. Din această cauză, pentru că cum îi zice? Acesta este un set din 100 de cuburi. 100 de cuburi. Uitați cât de mare este. Este super, super tare. Ia, stați să scot de aici un cub. Vedeți? Chiar e mișto. Chiar e mișto. Super, super tare. Da. Chestia, avantajul la acest set este că acesta, uitați, stați să vă arăt. Are o ramă de plastic, dar aceasta nu are nicio ramă. Dacă scoateți cutia asta, eu nu o să o scot acum pentru că o să cadă toate cuburile, dacă o scoateți și vreți să faceți portrete, luând mai multe cutii din acestea, puteți să le uniți. Ele au niște magneți aici pe margine, așa pe aici, au niște magneți și ele se pot pune una lângă alta. Gen, puteți să luați o cutie de asta și să mai puneți încă una aici, încă una așa și să aveți 4 cutii și puteți să faceți portrete uriașe, cum fac și eu portrete pe canal de foarte mult timp, dar eu folosesc niște cuburi uriașe. Dar dacă o să-mi ajute Dumnezeu și o să reușesc să vând portretul ăsta pe care l-am, din 720 de cuburi, este foarte scump, e în jur de 100 de milioane un astfel de portret, toate cuburile pe care le-am, o să-mi iau cu siguranță aceste cuburi pentru că sunt mult mai mici și mult mai frumoase și ocupă mult mai puțin spațiu. Da, asta vreau să vă zic. Nu uitați, dacă doriți astfel de mozaicuri, găsiți pe genios.ro 325, 775, 36 de cuburi, 100 de cuburi. Iar, cum îi zice, abonatul care mi-a făcut acest portret și videoul pe care vi l-am arătat, se numește Gabriel. Așa că lăsați în comentarii niște vorbe frumoase, pentru că el a muncit foarte mult și merită toată aprecierea voastră și el va citi comentariile și cu siguranță se va bucura. Așa că haideți niște cuvinte de încurajare pentru Gabriel, pentru munca extrem de frumoasă pe care a făcut-o. Cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor. La revedere!